Bună ziua, bine ați venit la Business On Air. Discutăm astăzi despre măsurile de sprijin anunțate de Guvernul României. Le vedem prin prisma întreprinderilor mici și mijlocii, probabil o zonă extrem de importantă a economiei, nu probabil, sigur. Sunt vizate acolo și companiile mici și mijlocii și atunci încercăm să analizăm care va fi impactul, care sunt lucrurile bune, care sunt lucrurile mai puțin bune din acest program de sprijin, împreună cu domnul Florin Jianu, președintele CNI-PMMR, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România. Bună ziua, domnule Jianu, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Așadar, avem acest pachet de sprijin anunțat de Guvernul României. Sunt, cum spuneam, câteva măsuri extrem de interesante. V-aș ruga să, pentru început, să-mi spuneți analiza dumneavoastră, poate mai general, apoi să intrăm și în lucrurile mai particulare. Da, am văzut acest pachet de măsuri lansat de întâi de coaliția politică, după care implementat de guvern și de către Parlament. Orice măsură în plus adusă în economie este o măsură bună, mai ales în această perioadă dificilă cu o rată de creștere a inflației, cu foarte multe incertitudini din partea economiei, la care întreprinzătorii reacționează ca atare. Noi, de altfel, din ultima analiză pe care am realizat-o la nivelul Consiliului Național al IMM-urilor, 9 din 10 întreprinzători spuneau că va urma o criză economică, iar 8 din 10 antreprenori spuneau că își vor restrânge investițiile în acest an. Deci acestea sunt răspunsuri ale antreprenorilor ca urmare a situației și pandemice, dar și a războiului de la granița cu Ucraina. Și atunci aceste măsuri sunt binevenite. Da, avem sigur această declarație, de fapt să sperăm că vor fi puse și în practică. Acum, dacă privim mai atent acest pachet, sigur că poate că prima dată atrage atenția, apropo de IMM-uri, acea prevedere care spune că se poate mări salariul minim cu 200 de lei, de exemplu, fără a fi aplicate taxe. La nivel politic s-a anunțat că a fost o idee care a venit dinspre întreprinderile mici și mijlocii. Credeți că va fi aplicată și sigur mai așteptăm și clarificări vis-a-vis de ce înseamnă scutirea de taxe, adică toate taxe, toate contribuțiile, toate impozitul pe venit sau știm încă amănunte sau deocamdată în curs de rezolvare această dilemă? Această propunere a venit din partea noastră anul trecut când se discuta cu guvernul de la acea vreme, condus de premierul Câțu, se discuta salariul minim pe economie pe anul 2022. Și știți că întreprinzătorii au fost de acord cu mărirea salariului minim pe economie, dar cu condiția ca banii să ajungă efectiv la oameni. Acela a fost mandatul Consiliului Național al IMM-urilor, pe care am văzut că actuala coaliție de guvernare și actualul guvern, dar și partea mai aplicată spre social, adică Partidul Social Democrat, au preluat această idee și au pus-o pe tapet în acest moment. Eu o privesc pozitiv în ce sens? În sensul în care ea este opțională în acest moment, dar ne facilitează nouă sau pune bazele unei discuții pentru salariul minim pe economie pentru anul 2023, plecând de la această propunere. Deci odată ce ea a fost adoptată, recunoscută și pusă ca opțional în acest moment, creează premisele unei negocieri pentru anul 2023. Și adică vă gândiți că va fi inclusă practic într-o tip de legislație adică de tipul acesta, nu? Adică se poate fi crescut salariul minim, da, pe principiul acesta, nu? Da, se poate fi crescut salariul minim fie cu înghețarea contribuțiilor sau cu o modificare a contribuțiilor, să vedem din punct de vedere legal. De altfel, vreau să reamintesc tuturor faptul că noi am spus întotdeauna că salariul minim pe economie trebuie să reprezinte un element de predictibilitate în economie. Și atunci, chiar anul trecut, mandatul Consiliului Membrilor a fost ca în două etape salariul minim pe economie să ajungă la nivelul salariului din construcție, adică 3.000 de lei, dar cu taxele
de la nivelul 2300, cum e la salariul din construcții, sau 2550, cum e în acest moment, ca efectiv banii respectivi să ajungă la oameni în buzunar. Pentru că ce se întâmplă în realitate? De fiecare dată guvernul, când mai caută niște bani, mărește salariul minim pe economie, pentru că știe că vin sigur din taxe și impozite 4-5 miliarde de lei la bugetul de stat anual. Din aceste taxe ale măririi în plus a salariului minim pe economie. Și noi am spus că nu-i corect. Banii trebuie să ajungă la oameni. Statul trebuie să se chivernisească și el să știe pe ce anume se bazează ca și venituri, dar nu să transfere responsabilitatea pe umerii întreprinzătorilor. Și atunci eu cumva comunic public acest lucru, deschiderea noastră ca salariul minim să ajungă la nivelul de 3.000 de lei în două etape, deci nu anul următor, probabil încă o etapă în 2023 și următoarea în 2024. În felul ăsta a ajuns și la un salariu minim decent. Contribuțiile sunt mai scăzute și ajung și întreprinzătorii să supraviețuiască. Nu jumătate din bani merg la stat, jumătate merg la salariat. Și există și o predictibilitate și nu în ultimul rând se atinge și acea bornă din PNRR care spunea că trebuie să existe și de altfel, cum e și normal și cum și noi am cerut, să existe un singur salariu minim pe economie, nu un salariu în agricultură, un salariu dacă ai studii superioare, un alt salariu, acum văd în agricultură. Să fie toate în industria alimentară și pare că se aplică și acolo o variantă a construcțiilor. În industria alimentară mă refer. În agricultură, da. În agricultură, cred. În agricultură e. Deci în tot sectorul agricol, inclusiv industria alimentară. Da, exact. Deci sunt premisele unei așezări corecte, dar corecte pentru toți. Da. Deci e un, să zicem, un soi de variantă pilot. Vă gândiți la cum ați explicat, o aplicare pe scară largă și predictibilă. E clar. Și trebuie să subliniem că e opțional. Da? Da. Lucru care cine își permite în acest moment să o facă, cine nu. Aici vreau să vă întreb o ultimă întrebare apropo de această temă. Veți întreba, știu că faceți periodic astfel de sondaje, veți întreba companiile membre, IMM-urile, dacă vor reuși să aplice această creștere, pentru că într-adevăr s-a comentat acest lucru. E bine că e vorba de o scutire de contribuții și de impozit, dar până la urmă întreprinzătorul trebuie să plătească această sumă în plus pentru salariații lui. Da, e o întrebare foarte bună și vă mulțumesc pentru ea. Dacă am fi fost consultați înainte cu privire la acest pachet de măsuri, veneam și cu analiza. Mărturisesc că nu avem analiza în acest moment. Propunerea și pe noi le-am luat prin surprindere, dar vedem încă o dată partea pozitivă a lucrurilor și faptul că e doar opțională. Și, într-adevăr, e o idee foarte bună. În perioada următoare o să facem o analiză, să vedem de la firul ierbii efectiv câte companii își permit în acest moment să crească salariul minim pe economie, pentru că, încă o dată, suntem într-o etapă, să o numim așa, tranzitorie. Nu știm încă nici ce se va întâmpla, nici cu războiul, încotro va merge, cât va mai dura. Antreprenoriatul s-a aricit așa în această perioadă. Nu vedem nici foarte multe instrumente de investiții în economie de tip grant. Vedem instrumentele de garantare care au mers într-adevăr foarte bine și aici care să, și să ajungem și la analiza pe zona de investiții. Dacă am început cu salariile, v-ar ruga să ne spuneți cum priviți și ceea ce s-a propus în materie de investiții, dacă ele există astfel de măsuri care încurajează și investițiile. Spuneați de garantare, nu? Da, spuneam și de garantare că aceste produse de garantare, cum a fost IMM Invest în ultimii 2 ani de zile, au reprezentat într-adevăr baza sustenabilității sau asigurării sustenabilității economiei românești. Chiar și în acest an, după o lună de la lansarea IMM Invest, el deja a ajuns la un nivel de 2,5 miliarde de lei
dați în economie ca și garanții. Da, am văzut rezultatele recent, sunt rezultate excepționale, l-aș numi, de la începutul programului până astăzi. Ne demonstrează că, iată, și IMM-urile pot fi bancabile cu un ajutor al garanției statului adevărat și ne demonstrează că că multe companii, mici sau mijlocii, pot intra în această zonă de a lua împrumuturi pentru capital de lucru, nu a fost cazul, sau chiar și pentru investiții. Și pentru capital de lucru și pentru investiții. Într-adevăr, 50.000 de companii, ceea ce reprezintă aproape 10% din companiile active din România. E un lucru extraordinar. Un nivel al garanțiilor de 35 de miliarde de lei în ultimii 2 ani de zile. Deci, încă o dată, un program fanion. Dincolo de asta, însă, discutăm de o economie diversă, care are nevoie de un instrumentar mai larg. Și acum, dacă e să ne reîntoarcem la pachetul pe care l-am văzut lansat, o serie de măsuri, e clar, vin ca urmare a propunerilor pe care și noi, Consiliul Național al IMM-urilor, le-am făcut. De exemplu, ajustarea contractelor din construcție, fie pe fonduri europene, fie pe fonduri naționale. Primeam foarte multe mesaje din partea IMM-urilor din construcție asupra faptului că sunt în cadrul unor contracte și acestea nu mai pot fi realizate pentru că prețurile la materiale, la inputuri s-au schimbat. Și atunci trebuia o renegociere. Și a venit această măsură, o măsură de altfel de salutat. Da, care deblochează un pic situația, sau să spunem că deblochează bine situația din această, din construcții. Normalizează situația, pentru că nu era normal ca la o creștere a inputurilor cu 20-30%, tu să rămâi în cadrul acelorlași contracte. De acord. Acum, aș mai face referire la câteva măsuri. De exemplu, e acel ajutor de stat 807, HG 807 pe 2014, pe care l-am văzut și pe el în acest pachet de măsuri. Mă bucur că, în urma dialogului cu Ministrul Finanțelor, pragul a scăzut de la 5 milioane cât propuseseră cei de la ajutorul de stat la Ministerul de Finanțe la 1 milion, cât era și înainte. Am explicat, pentru că aici aveam analize, am explicat Ministrului Finanțelor că, de fapt, între 1 și 5 milioane de euro investiție excluze exact IMM-urile românești, pentru că pe acolo e posibilitatea și pe acolo se situează ca nivel al investițiilor programelor și, de altfel, e și o plajă neacoperită. Dacă din fondurile de minimis aveai 50-200 de mii de euro, ajutoare de stat 200 de mii, 1 milion sau chiar 1 milion 300 de mii de euro, între 1 și 5 milioane de euro nu aveai absolut nimic. Și să vină statul să dea 50% rambursare dintr-o investiție, faptul că a rămas la 1 milion de euro pragul minim, e un lucru foarte bun pe care noi l-am cerut și îl salutăm. Acum, am mai văzut și măsura cu privire la șomaj tehnic și Kurzarbeit. E bună, trebuie să fie acolo, să sperăm că nu o să mai avem nevoie de ea, dar e bine să se găsească și poate, așa cum se întâmplă și în alte țări, să aibă un caracter permanent, acel Kurzarbeit. Pentru că Kurzarbeit, sau mă rog, termenul e venit din germană flexibilă, da. Vine ca urmare a nevoilor și a situației unui sector sau altul, sau unei întreprinderi sau altul. Deci ea nu trebuie să fie neapărat cauzată de un context economic mai larg. Poate să fie un context al unui sector. Deci se poate generaliza această măsură, spuneți dumneavoastră, să o avem perpetu, să zicem, în economie. Mă rog, da, să o generalizăm și să o permanentizăm. Da, da. E o măsură bună. Uitați, mă gândeam acum, de exemplu, la diverse pandemii care vin în agricultură și care sunt sezoniere la un moment. Deci gripa aviară sau ce alte boli. Pesta porcină acum e prezentă. Pesta porcină, exact. Și care trimit oameni în șomaj, efectiv, pentru că pe o perioadă de timp, diverse companii din aceste sectoare nu mai fac față. Și atunci, dacă permanentizăm și controlăm, sigur, în mod serios, implementarea acestei măsuri, să nu vedem că se face uz în mod arbitrar sau fraudulos de această măsură, e o măsură bună. O măsură însă pe care n-am înțeles-o și al cărei impact mărturisesc că nu îl văd prea puternic, ci sunt așa niște bani turnați în nisip, în niște apă turnată în nisip, așa,
E acea susținere cu 50 de bani pe litru pentru motorină și combustibil. Benzină. Combustibil, da. Dacă ne gândim că un litru de motorină sau de benzină e undeva la 8,50 lei, 8,75 lei, minus 50 de bani, adică ajungi la 8 lei. Nu prea înțelegem ce fel de susținere e aceasta. Era 50 de bani, erau buni la... Când era alt preț, poate. Nu? Când era 4 lei. Sau poate că s-au inspirat din străinătate unde era poate 0,50 de eurocenți. Da. Eurocenți, și atunci era altceva. Deci această măsură, sincer, nu înțelegem. Ori energia, credem noi că merita un capitol în acest pachet suport pentru sau sprijin pentru România. Energia merita o altă atenție și un alt pachet. Doar să reamintim, suntem la Business On Air împreună cu invitatul de astăzi, domnul Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România. Discutăm despre acest recent program de sprijin pentru România lansat de guvern. Domnule Jianu, de acord cu toată analiza dumneavoastră, însă aș vrea să vă întreb un lucru. Există această temere că aplicarea programului în anumite zone, pe anumite aspecte, ar putea să mai întârzie, pentru că e totuși, cred că, nevoie de niște norme, de poate de ordonanțe. Aveți și dumneavoastră această temere sau credeți că lucrurile vor merge destul de repede și se vor aplica? Noi înțelegem abordarea din punct de vedere politic, mai ales în această perioadă. Trebuie cumva să liniștești populația, economia, societatea în general, și mișcarea politică o înțelegem. Însă ea trebuie să fie dublată de acțiune. Și în întâlnirile pe care le-am avut și cu primul ministru și cu guvernul și cu președintele Camerei Deputaților, am explicat că, dincolo de o măsură sau alta, sau de noi măsuri anunțate în economie, ar trebui să ne ținem de programul de guvernare. Pentru noi și pentru ei ar trebui să reprezinte Biblia. Noi ne raportăm la ce au promis în programul de guvernare sau ce au asumat în programul de guvernare și ne uităm la implementarea măsurilor. De aceea am venit și am spus, nu e posibil ca Ministerul Antreprenoriatului și Turismului până acum din 18 măsuri să nu aibă implementată niciuna. Pe ce încredere să avem mai departe că din acel pachet se vor implementa alte măsuri? Deci noi mai degrabă așteptăm și vrem să vedem acțiune din cele deja asumate, promise și existente în programul de guvernare, și cred că cele mai bune măsuri, cel mai bun pachet ar fi simpla implementare a programului de guvernare. Și reiterez niște acțiuni de acolo. Avem programe, de exemplu, pentru startup-uri, acel Startup Nation. Nu se întâmplă nimic, doar promisiuni, discuții. Da, va urma. A anunțat că că va fi un start de la Startup Nation, dar nu știm încă exact care va fi startul, nu? Am fost și eu în mediul public și, dincolo de anunțarea unui start, cred că pot să anunț și ce a început. Da, aș dori să văd cum a început. De ce să anunț că va urma, sigur, de pregătim, deschidem și așa mai departe. Hai să anunțăm că, uite, am deschis programul X. Deci, programul pentru startup, programul de microindustrializare, extrem de necesar în această perioadă. Programul pentru sfera sectorului serviciilor și comerțului. Programe pentru femeile antreprenori. Și încă o dată revin la ceea ce am spus mai devreme cu privire și la acest pachet. Să nu uităm că în fondul de modernizare, la dispoziția României, sunt 15 miliarde de euro pentru sectorul energiei. Da? Păi gândiți-vă, cu 15 miliarde de euro, cum ai rezolva independența energetică a fiecărei companii din această țară. Și nu e utopic, nu e ceva de nerealizat. Noi este un fond european, să spunem, să precizăm că sunt bani europeni, sunt un fond de sorginte europeană, nu? Acest fond. E un fond de sorginte europeană care s-a strâns la Banca Europeană de Investiții pentru, din acele certificate verzi, pentru România. Și încă nu vedem puse în aplicare. Și noi suntem extrem de atenți și cerem cu foarte multă vehemență implementarea acestui fond. Pentru că e nevoie de proiecte acolo sau de ce ar fi nevoie acolo? E nevoie, în primul rând, de programe.
adică Ministerul Energiei să trimită programe Comisiei Băncii Europene de Investiții, aceasta să le aprobe ca un comitet de investiții, în cadrul acelui comitet de investiții să fie aprobate, după care să fie implementate aceste programe la nivelul proiectelor pentru întreprinderile mici și mijlocii. Și acolo noi am venit cu două programe, unul care se numește IMM Prosumer, adică IMM-ul să devină și producător și consumator de energie electrică, pentru că membrii noștri au cerut cea mai ieftină energie, energia pe care o producem singuri în companiile noastre. Dați-ne posibilitatea să producem această energie și să o și consumăm. Iar al doilea proiect se referă la, la ferme verzi. Adică colegii din Task Force-ul de Agricultură, de la Consiliul Național al IMM-urilor, au venit cu această propunere de ferme verzi, care pe aceeași, cam același sistem, acela de a-și produce singur energia, mai ales că ei au la dispoziție și niște terenuri mai generoase la, la ferme, să poată să producă energie, da, pentru că dânsii, pentru dânsii energia este cheie, de altfel pentru întreaga economie. Da, am văzut, aveți dreptate, am văzut tot mai mulți antreprenori sau directori de companii, manageri, care încep să se preocupe de acest lucru, adică încearcă să-și producă în companie în măsura în care pot face acest lucru, sigur cu investiții, propria energie, așa cum spuneți, ba chiar în cazul fericit ar fi să dea și în sistemul energetic, cum spuneți, că de fapt prosumator, cam asta înseamnă să produci pentru tine, să dai și către sistemul energetic, nu? Așa este. Conceptul prosumer înseamnă producător și consumator în același timp, dar să știți că la nivelul posibilităților întreprinderilor mici și mijlocii e utopic să spui că aceștia vor face investiții pentru independență energetică, pentru că aceste investiții sunt de un nivel major, deci banii trebuie să vină de undeva. Ori acest, încă o dată, noi ne uităm foarte, foarte multă atenție și la felul în care arată banii publici, bugetul public, ori să ai 15 miliarde de euro la dispoziție și în acest moment să nu i-ai introduși în economie, este inacceptabil din perspectiva noastră. Pentru că dacă nu ne mișcăm rapid, gândiți-vă că iarăși o să vină toamna și iarna viitoare și nu ai rezolvat cauzele. Adică să vii cu 50 de bani, cu plafonarea prețului la energie, nu rezolvi cauza. Energia va merge ca preț și tendința aceasta va fi să meargă în sus, să devină din ce în ce mai scumpă și atunci tu trebuie să te preocupi ca mediul tău economic să devină independent. Și nu numai economia, ci societatea în ansamblu, instituțiile publice, spitalele, școlile și așa mai departe. Deci trebuie pompați foarte mulți bani și imediat. De acord, și e bine că faceți acest apel public de fiecare dată când aveți ocazia, pentru că, într-adevăr, ar fi momentul ca România să facă aceste programe și să atragă banii de la Banca Europeană de Investiții, cum spuneți. Suntem la momentul concluziilor și înțelegem așa de la dumneavoastră. Acest pachet de măsuri de sprijin este util, vine într-un moment, sigur, totdeauna bun pentru a ajuta economia, pentru că situația este destul de complicată la nivelul economiei române și a economiei europene, dar dumneavoastră urmăriți până la urmă felul în care se pune în practică acest program de guvernare, în special, sigur, pe măsurile, în măsurile economice. Și atunci v-aș ruga să avem și o concluzie vis-a-vis de acest program, de felul în care, iată, evoluează economia românească și mai ales IMM-urile. Așa cum spuneam, programul este un program bun. Primul ministru, liderii coaliției trebuie să se asigure că implementarea lui va fi conformă și, în egală măsură, în paralel, să ne preocupăm de implementarea programului de guvernare, dar mai ales de rezolvarea cauzelor acestor scumpiri în economie și în societate. Pentru că dacă nu vom rezolva cauzele, ci vom veni întotdeauna cu soluții paliative, nu vom reuși să devenim competitivi. Acum este o șansă uriașă pentru România să schimbe felul în care arată economia sau dependența sau independența energetică. Da, să rămânem cu această concluzie. Mulțumesc pentru prezența la Business On Air, domnule Florin Jianu, președinte CNI PMMR, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.
Eu sunt Constantin Rudnitski și vă spun ca de obicei, rămâneți, vă rog, pe RFI, vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem sănătoși!